Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Perioada sărbătorilor de iarnă, fără aromele parfumate specifice Crăciunului, ar fi ca o sărbătoare de Crăciun fără globuri, ca ajunul Crăciunului fără colinde sau Crăciunul fără cadouri. Cu această rețetă minunată, rezolvăm cel puțin primul aspect. Pregătim astăzi fursecuri fragede și extrem de gustoase. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Avem nevoie de 250 de grame de făină, de 100 de grame de miez de nucă mărunțit, de 50 de grame de unt cu peste 80% grăsime, un ou, 50 de grame de zahăr, 100 de grame de chefir și un plic de 10 grame de praf de copt. Punem într-un castron mare ouul și zahărul și mixăm pentru 2-3 minute până se dizolvă zahărul și oul se spumează bine. Adăugăm untul topit și mixăm în continuare. Adăugăm și chefirul și mai mixăm pentru câteva secunde. La final, adăugăm făina peste care presărăm praful de copt și nuca mărunțită. Amestecăm bine totul și dacă aluatul mai cere, mai adăugăm o lingură două de făină. El trebuie să arate ca o plastilină moale. Se pot adăuga și arome după preferință, vanilie, coajă de lămâie, scorțișoară și asta e tot. Avem aluatul pregătit. Acum dăm drumul la cuptor și îl fixăm la 180 de grade Celsius. Putem să le dăm orice formă ne dorim fursecurilor noastre. Putem face biscuiți pătrați, dreptunghiulari sau circulari. Sau puteți face ca mine. Luăm o bucățică de aluat și o rulăm în palme, formând o bilă. Apoi o aplatizăm și cu ajutorul unei lingurițe trasăm 3-4 șanțuri paralele. Strângem arcuit într-un capăt și dăm forma unei frunzulițe. Punem fursecurile în tavă, pe hârtie de copt, cu puțină distanță între ele. Apoi băgăm tava la cuptor la 180 de grade Celsius pentru 15 minute sau până se rumenesc ușor pe margini. Și după un sfert de oră sunt gata! Le presărăm cu zahăr pudră și le savurăm cu bucurie! Avem astfel fursecuri extrem de fragede și absolut delicioase. Pot sta la loc de cinste pe mesele de sărbătoare. Deci, spor la treabă și poftă bună, dragilor! Vă pupă, Claudia!